Licitația pentru trenurile electrice pe rutele regionale a început în 2019, dar procedura a fost blocată în contestații. Ofertanții au reclamat probleme în documentație, iar anul trecut licitația s-a anulat. Așa s-au pierdut banii europeni alocați printr-un program care se încheia în 2020. Acum, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a reluat licitația pentru 62 de trenuri noi și vrea să recupereze în instanță fondurile pierdute de la firmele care au blocat reluarea unei noi licitații. Noi am evaluat numai prin întârzierea cu care am putut să relansăm licitația la peste 600 de milioane de lei care au fost pierduți de bugetul statului prin a nu fi absorbiți de la fonduri europene. Să sperăm că în semestrul 1 al anului viitor am semnat contractul. La jumătatea lui 2026 ar trebui să avem pe toate în circulație. Trenurile care vor circula pe rute scurte vor avea cel puțin 200 de locuri. Vor fi cumpărate cu banii dintr-un nou program european valabil până în 2027, fonduri destinate inițial pentru alte achiziții. Nu numai că nu s-au făcut achizițiile la timp și nu am avut acea treime de trenuri noi pe care trebuia să o avem la 1 ianuarie 2021, dar nu am avut nici proiecte pentru alte trenuri noi pe fonduri europene ca să putem schimba toate trenurile vechi cu trenuri noi. Și nimeni nu răspunde. Autoritatea de Reformă Feroviară a semnat în martie un contract prin care sunt cumpărate 20 de trenuri electrice de lung parcurs, într-o primă etapă și ulterior încă 17. Acum pregătește o licitație pentru 12 trenuri pe hidrogen, primele de acest tip care vor circula pe căile ferate române. Statul nu a mai cumpărat trenuri noi de 18 ani, atunci când au fost achiziționate cele 120 de săgeți albastre. Între timp, vechimea media parcului de locomotive și vagoane a ajuns la aproximativ 30 de ani. Și merg foarte prost. Până nu o să se schimbe, nu o să avem cum să visăm la Wi-Fi sau ceva de genul ăsta. Ar fi o atracție și pentru călători. Ar mai renunța la mașini și ar merge cu trenul. Și cele actuale ar trebui îmbunătățite momentan, e jalnic ce se întâmplă. Noile trenuri care vor fi cumpărate cu bani europeni vor fi puse la dispoziția operatorului de stat și celor privați prin închiriere.